Mamă, ia uitați-vă! Wednesday peste tot! Wednesday în dreapta, Wednesday în stânga, dau scroll, ghișe! Wednesday, dau scroll în jos, Wednesday! Deci Wednesday a ajuns atâta de populară, efectiv, este mai populară decât a fost Squid Game sau decât a fost orice. Uitați-vă, peste tot avem numai Wednesday! Băi, e o nebunit, Roblox-ul numai cu Wednesday și tot o să apară și mai multe Wednesday, dar sincer să fiu, e și șmecher. Deci și șmecher serialul, actrița e cum trebuie, totul s-a legat foarte bine, toți actorii sunt șmecheri, deci pot să zic că e foarte, foarte tare, bă, deci nu mai știi pe care joc să-l joci, toate sunt cu Wednesday, Obi, Wednesday Tycoon, Wednesday una alta, plin de Wednesday, pe cuvântul meu, am scris și eu Wednesday Innsbruck, găsesc vreo 5, mă aleg și eu una, nu se mai termină, dau scroll și tot dau de Wednesday și o să mai fie, stai să vezi, o să fie o grămadă de Wednesday, căutam așa să o sun pe Wednesday. Și ăsta așa câteva așa cu telefoane, nu suna pe Oaghe, uite aici, makes for scary. Caut așa să o sun pe Wednesday, unde mă ești, ca să vorbim așa puțin, să te întreb care e faza. Chiar i-am dat mesaj la developerul jocului și am zis, bă, omule, bag-o pe Wednesday neapărat ca să jucăm și cu Wednesday. Și mi-au răspuns și au zis că urmează. Așa că hai să vorbim aici cu cineva, n-am vorbit cu Fred de data trecută și vorbim așa puțin. Dar oricum, deci nu scapă Wednesday, la prima dată când o să fie, o să jucăm. Trebuie să-l cumpărăm aici pe Freddy. Și Freddy, vreau să știu, stai că nu te sun, stai puțin, prin mesaje, repede. Stai mă, că tot mă încurc aici. Freddy! Freddy, ai numărul lui Wednesday? Important. Deci ai numărul lui Wednesday, e foarte important. Ah, ce-mi dai aici? Ce poză foarte, foarte, foarte frumoasă. Foarte frumoasă această poză. Chiar mi-e place. Deci nu știu dacă vrea să-mi dea numărul, îl dai? Mamă! Greu cu scrisul, a? E greu cu scrisul că eu mă mișc destul de rep de la tastatură și nu merge. Băi, iar îmi dai poze, lasă-mă pace că te sun, hai pe telefon să vedem care e faza. Bă, deci când o să fie să o sunăm pe Wednesday, primul loc o sunăm, mă întreb ce o să ne dea, o să ne sperie, o să ne arunce mâna pe noi, o să ne stropească ceva, o să dea cu umbrela în cap. De astea că ceva o să facă și de-abia aștept să o bage în jocul ăsta cu telefonul. Urmează, dar cât... Oh, stai că-ți las acasă. Stai că ăștia mă sperie. Ia să bag sunet un joc. Hai să fac și eu o poză. Gata, am făcut o poză. What's Freddy looking at? La ce se uită Freddy? Freddy se uită la Wednesday. Se uită la Chica. Freddy îi place de Chica. Toată lumea știe asta. Aici trebuie să facem poza aceasta. Hai să vedem. Aici n-am făcut nicio misiune de fapt. Ok, aici pot să dau pe uși. Nu pot să dau. Bă, da, Five Nights at Freddy's. A fost așa scary. Oh, ce m-a speriat aia. O să așa de scary primul pe care l-am jucat. Mai am doar o poză și nu prea pot zic că am făcut mare lucru aici. Apar că văd că am în sare în față. Asta e faza cu pozele, că nu știu exact când să le faci. Deci îmi dă numai 5. Păi ce ți-ajung 5 poze? Unde-i Freddy? Stai, capul și vine. Te aștept să se întoarcă. Oh. Bă, numai o misiune a făcut, acum și sar în față, parcă-l văd. Parcă-l văd, haide mă. Măcar zi unde este Wednesday. Ce are în gât, dinți? Că nu văd. Parcă văd când sare în față, mă într-o parte. Bă, nu s-a terminat, bă, eu nu mai am poze. Stai, stai, de ceva, că nu înțeleg. Dar uitați-vă cupcake-ul ăla de acolo, brioșa aia, cum este cu o lumânare și cu ochi. Mamă, cum se mișcă ecranul. La 3 noaptea. Mamă, la 3 noaptea. Mamă, dar Freddy e băiat de treabă, n-are nicio treabă cu noi. Oricum să vezi în realitate maimuțele din astea. Oi de capul meu! Ok, ne-am terminat cu Freddy. Oh, cu cine să vorbesc? Baldi! Moș Crăciun! Te vorbesc cu... Moșule! Moșule! Ce mai faci? Ia zi, răspuns. Foarte important să știu. Bine am la școală, da, da, da. Wednesday. Wednesday, o știi? Ia să vedem, o știe? Da, probabil asta este lista pe care, cu dorințele lui Wednesday, care vrea să le primească de Crăciun. Este, e, da, e, o înțeleg, același lucru vor mulți, înțeleg. Da, ok, și, da, ai numărul ei? Ia să vedem, ai numărul ei, că până la urmă aș suna. Hai, mi-l dai, deci nu fi așa. Stai să vedem, cum să-l conving eu pe ăsta? Moșule, te sun. Te sun, da? Da? Să răspunzi. Hai, să răspunzi, da? Deci mai ceva să-mi zici sau gata? Puncte, puncte. Hai mă că te sun.
Moșul ăsta are o poză foarte frumoasă aici, exact tot ce-ți dorești. Santa, Moșul Crăciun. Mă, n-am văzut pe ăsta. Ăsta la Moșul acasă. Cu brad, cu tot. Uite Moșul pe geam, poză! Făcut o poză, dar nu știu de ce. A, uite ce fain, deci stai să vedeți. A, turtă dulce, ciocolată caldă cu bezea. Uite pe Moș, uite pe Moș cum se uită, s-a ascuns. Mă, dar ce cadouri mari și faine sunt acolo. Moșule, mi-a ars casa, Moșule, ce ai făcut? Mamă. Ok, și ce facem aici? Oh, nu mai arde, cred că a fost o iluzie de-a lui. Nu, eu nu prea înțeleg că, de exemplu, îi fac poze, dar nu depinde nicio misiune. Cred că trebuie să mă uit acolo să vedem exact ce scrie la fiecare todo sau cum este. Moșule. Așa, mănâncă. A fi atenți că din profil arată ca un băiețel, ați văzut? Asta e că vreau un joc pe Roblox. Practic e un din asta de... Oi de capul meu! Ce m-a speriat! Cu Wednesday nu m-ar speria. Nu m-ar speria. Care din ăștia mai știu numărul lui Wednesday? Care? Stai, groani, stai. Bunii. Hei. Te uiți la... Wednesday? Mamă, scrieți în comentarii când credeți că apare sezonul de The Wednesday, că nu știu clar când apare. Dacă nu, vorbesc cu prietenul Andreea Bălar, fostul. A, nu răspunde asta. Mai sună, mai vorbesc cu un mesaj. Uneori bunii nu răspunde, nu știu ce face, se uită la Wednesday. Vorbesc cu prietenul Andreea Bălar să-l întreb, fostul. Întreb, hei, lărci, care-i faza? Mamă, eu cred că acum se uită la Wednesday și-a deranjat-o. Ci că îi se vine a ta, știi de ce? Da, te înțeleg. Înțeleg. Te uitai în reloare. La Wednesday. Deci o înțeleg. Deci stai puțin, nu poți să fii întrerupt sau întreruptă când te uiți la Wednesday. Da. Asta vrei să-i faci cadou lui Wednesday? Băi, eu zic să-i dai pe negru. Că așa îi place la fetiță. Negru. Îi zic fetiță care e 1,20 m. Dar... E super potrivită pentru rol. Super potrivită. Ci că ești slab, nu mă bați. Nu te bate nimeni. Nu te bate nimeni că ești foarte mare și urâtă. De asta nu te bate nimeni. E și frică de tine. Știu mă că nu te bat, știu. Știu. Care e personajul pref din Wednesday? Care e personajul tău preferat din Wednesday? Scrie aici. Care e preferat din Wednesday? Scrie acum. Haide. Bă, nu știu, eu sun. Deci nu știu. Pe bunica trebuie să o sun. Hai, bunica, ne sunăm. Ne sunăm cu video și hai să vedem. Nu așa. Grammy. Da, nu puteți folosească Granny, că e al lui. Wednesday, cum o zic eu? Cum o să o cheme? A, stai că ajunge la asta acasă. A, dar stai că asta am mai jucat-o. Bunii, scuză-mă, dar... Uite, scăpățâna ta. Ai, uite bă cum vine, bă, da. Deci pentru o femeie care este efectiv cu un butoi, un dolap care merge, e foarte, foarte agilă. Ia uite, se întoarce capul. Stai să vezi. Bunii, eu zic să nu faci din astea, da? Că mi-e frică din astea. Și apropo, pune și tu o căciulă la spate de Crăciun, că e chelia mare. N-a să fac o poză, na. Să ai mintire. Uite cum își întoarce capul, mă, asta face yoga, zici că e bufniță. Pe cuvântul meu, bunii, o, hai de cap, mă, bunii, te rog. De unde apare? Stai să vezi, de unde apare? Unde apare? Mă pregătesc să fac poză. De unde apar bunii? Asta e supat. Acuși sare. Bunii, te rog, nu! Te rog, bunii! Acuși sare, mă pregătesc să fac poză. Oh, ce mă sper. Bă, am crezut că vine de supat pe cuvântul meu! Bunii. Bă, hai de capul meu! Dau mai încet. Da. Da. Cine să mai întrebăm dacă știe Wednesday? Care? Uite, dacă da la Todos, am luat 28 din 73 și litera A, uite așa asta cu ce? Mat Q 1 2. Asta e cu Baldi. Bă, stai, n-a vorbit cu Baldi, mă. Baldi. Yo. Hey. Ce faci? Faci pe Netflix? Baldi, care e faza? Nu o să scap așa de ușor. Bă, Baldi, știu că te uiți la Wednesday în reluare în fiecare zi și te înțeleg.
Mama a reușit că m-am gândit că îmi dă teme. Mi-a intrat praf de cretă în gură. Gata, mi-a revenit. Baldi, vezi că te sun? Te sun, da? Bă, nu știu, dar anul ăsta s-a încheiat bine cu un serial, un serial șmecher, adică s-a încheiat bine. Cine s-a gândit să facă pe Wednesday serialul, l-a făcut fain. Mie și de Bianca mi s-a părut foarte interesantă, așa nebună cum este ea, tupeist așa și cu ochii ei, dar până la urmă, bă, eu zic că trebuie să ai și un antagonist. Baldi! Mamă, să zici profesorul, să zici profesorul că stă în partea cealaltă a geamului. Bă, ăsta e un Baldi mai realist! Uitați-vă cum se vede. Baldi, Baldi, Baldi. Scrieți în comentariu dacă vreți să mai jucăm cu Baldi, că n-am mai jucat de mult Baldi. Mamă, Baldi, ești cam chel. O, îți prinde, îți balzi. Nu e un Baldi, sunt balzi. Gata, au dispărut. Trebuie să fiu atent, că acum mă sperie și ăsta. Dar am micșorat sunetul. Mamă, ce ecuație pe acolo, fratele meu, nu înțelege nimeni nimic de acolo. Cosinus cu sinus. Mamă, un leu egal cu 6 lei, nu știu ce scrie acolo. O limonadă, lim. Mamă, păi stai puțin, dacă uitați aici la Todos, am aici mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, mate 5. Păi n-am făcut niciuna din astea, măi, ce? Doar astea le-am făcut. Păi de ce sunt așa de grele? Bă, dar când trebuie să faci poză? Litera F. Unde-i mă ăsta? Faza este că nu știu de ce nu le fac, mă, pe astea. Adică chiar așa de grele sunt? Sunt două opțiuni. Ori trebuie să suni, da? Pur și simplu să suni și să suni de mai multe ori. Uite, ăsta nu răspunde. Ba, să uită la Wednesday. Ia să vedem. Ce totul alb? Fac o poză. Bă, dar e totul alb. De ce m-a băgat o lanternă? Ia uite-l. Mamă! Stai să vedem. Ce urmează? Stai că vine spre mine. Foarte interesant că au făcut alfabet lor. Asta cu alfabetul. Nu știu, mie îmi place, mi se pare o idee foarte bună că au făcut-o. Mi-a plăcut. Bă, uite, îl mănâncă pe M. Și am făcut o poză. M. Mamă, ce nebunie. Îi bate pe toți. N-ai ce să faci. Dar nu mai am de poze. Foarte interesant cum le-au găsit forme așa pentru toți. Mă zic să pună dințișor și guriță. Nu se uită nimeni la Wednesday. Wednesday e genul ăla de serial care poți peste un an zic, bă, hai să văd ceva bun, mă uit în reloare. De exemplu, unul dintre filme care poți să le vezi mereu în reloare este Singur acasă. Am văzut-o în fiecare an, deci știu tot ce se întâmplă, fiecare replică, fiecare reacție, știu numărul mașinilor de pe stradă, știu tot. Dar e și fain, e și mișto. Hai mă, Evole, dacă nu așa, pe cine mă se uită la Wednesday? Te rog, știu că se uită la Wednesday. Ben, mă, bă, n-am mai vorbit de mult cu Ben. Asta vorbim și cu Ben. Mă, cam ăsta... Mă, ăsta-i joculețul, dar nu mai am pe cine să sun. Pe Huggy Wuggy. Huggy, ia să te întrebe ceva pe tine, stai puțin. A, trebuie să-l cumpăr? Lu Monster. Hai că-l cumpăr. Dar întrebarea, pot să vorbesc eu pe mesaje? Dacă nu-l cumpăr, nu? Dar trebuie să-l cumpăr. Hai să-l cumpăr, mă, vină cu acel Huggy Wuggy. Hai să te cumpăr, n-am crezut că n-am vorbit cu tine. Yo, Huggy! Huggy! Te uiți, mă, la Adams? Hei, Huggy, 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 da, 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 mamă. Deci eu nu cunosc pe nimeni care să nu se uită la Wednesday. Pe toată lumea care a întrebat, te-ai uitat, oh, de când, frate, de când? Ce faci? Faci. Aștepți sezonul 2? Ha? Chiar, scrieți în comentariu cum se face sezonul 2, că dacă nu, văd eu cum fac, te dau mesajul lui prietenul lui Andrea Bălan. Ești foarte delicios. Da, mersi, mersi, chiar, da, mersi. De la nou șampon. Care o să știu. Vă dați seama că știu juca și un român. Ce, deci, și mai mult, ce mai mă interesează foarte mult este dacă și următorul sezon se va filma cât mai mult în România. Asta mă interesează. Să vină în România actorii, să le placă de noi, nu știu, să fie în România, știi? Hei, ce faci? Ce faci? Te sun sau? Te sun sau? Care faza? Faza. De obicei când vorbești cu ei uneori, nu știu din ce cauză, îți dau, cum se cheamă, îți dau poze. Acum îmi dă poză. Ok, nu știu ce este asta. Mănușile astea vreau să iau Huggy Wuggy, habar n-am, un nou acolo ce este, nu știu. Bun, hai să-l sunăm așa puțin. Huggy Wuggy, te sun că nu cred că... Nu știu, l-am sunat vreodată. Că m-am pus să-l cumpăr cu Robux, ceea ce practic înseamnă că nu l-am sunat. Dar mie îmi pare cunoscut ca și cum l-a sunat. Uite pe Huggy pe perete. Pe tavan. Ok, uite-l acolo în aia. Ok, Mario Roleplay, Pipe Green. Ok, asta e bună, bună, bună. Uite și un Among Us impostor pe geam sau ce ăla. Pleci de acolo, Huggy. Unde-i Huggy? Unde-i Huggy? Că nu-l văd.
Unde e Hughie? Hughie, te uiți, te uiți la Wednesday acolo? Bă, ce era acolo? Că n-am văzut. Era ceva. Hughie. Mamă, ce dorm este de Hughie Wughie primul sezon, nu știu. Foarte fain jocul. Blană, blană. Nu pot să mișc mâinile astea. Foarte faină ideea cu mâinile, cu Hughie Wughie. O pus anul ăsta Project Playtime, l-o să pună Hughie 3, știi? Era mai fain, dar na. Asta e. Oh, ce m-ai speriat, omule! Să închid aici telefonul. Mamă, deci splunj bleb. Mamă, Hughie-l cheamă, nu-l cheamă Hughie Wughie. Faza este că imediat ce o se pună să putem să o sunăm pe Wednesday, o să facem să vorbim cu ea și că vorbim cu ea tot video, așa că rupeți butonul de cocorai, scrieți în comentariu ce jocul să mai jucăm și ne vedem data viitoare. Pa, pa!